Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după. După cum bine știți, în fiecare vineri de la ora 10 ne adunăm aici pe canal disciplinați. Da? Disciplinați ca doamna Viorica Dăncilă în postul ei de mare răspundere de la Banca Națională a României. A lăudat-o domnul Muguri Sărescu, a spus că doamna Dăncilă este un angajat model, un angajat exemplar, care vine și lucrează de la birou, dar nu știe ce lucrează, pentru că ea se ocupă de Departamentul de Economie Verde. Aia din BNR habar n-au ce înseamnă economia verde, dar totuși au angajat-o pe doamna Dăncilă. Oare nu era mai corect să angajeze niște absolvenți, niște tineri de pe băncile facultății și să-i învețe, să-i modeleze, să-i domnul Isărescu cu domnul, știu ei, cu domnul Vasilescu? Au luat-o pe doamna Dăncilă pentru că este disciplinată, pentru că la ora 16 sparge ușa, la fel cum fac toți bugetarii din România. Dar bine că s-a terminat campionatul european de fotbal, au câștigat aia cu pizza și noi am scăpat de piții, nu? Venea Victor Pițurcă cu părerile lui, eu și zis Marica, zice bine că s-a terminat campionatul, trei sub prosop. Românii n-au fost prezenți la campionatul european de fotbal, dar Zani a câștigat Survivor România! Să bem o cafeluță în cinstea lui, ia, ce competiții câștigăm. O beau încet, că e o cafea mare. Oferită de la prietenii cu suflet mare de peste ocean, de la Cristinela și Ovidiu din Florida. Mulțumesc frumos, aștept să ne întâlnim aici pe lângă Someș, să dau și eu o cafea la schimb, să dau și eu o pălincă la schimb. Mulțumesc pentru cafelele pe care le oferiți pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Cu o cafea la timpul ei face cât 10 sau 8 pălinci. Mulțumesc tare mult! Olimpiada, peste o săptămână începe Olimpiada. Olimpiadă fără spectatori, dar și fără Simona Halep, care în continuare în voiaj de nuntă, de prenuntă. Își caută staroste, pornostar, își caută oameni cu care să-și facă o nuntă frumoasă. Deci nu merge nici la Jocurile Olimpice Simona Halep, cum ar veni, a cam intrat la apă cariera ei. Dar la apă a intrat și notătorul David Popovici, să reținem numele ăsta, da? A făcut furori la campionatele europene de juniori. 3 medalii de aur, o medalie de argint cu ștafeta și a bătut atâtea recorduri naționale, europene și mondiale. Felicitări, David Popovici! Se poate, un băiat ieșit din nimic, modest. El atât a zis. Zice, sunt un băiat sănătos, căruia îi place să înoate și o face mai rapid decât alții. Câțu, premierul Câțu, imediat a scris pe Facebook, că pe Facebook e mai coerent. Bravo, ești un campion! Normal că și Câțu-i campion, acum sunt alegerile interne, urmează alegerile interne în PNL, e atâta campanie, atâta stres, în filialele locale se fac alegeri cu bodyguards, nu v-ar fi rușine, mă, sunteți la conducerea țării și nu vă puteți înțelege? Ludovic Orban a zis că el este un fel de Cristiano Ronaldo și Câțu a zis că el e omul echipă, nu. La ce fizic au ăștia, mai mult de Scrabble sau cum îi zice la jocul ăla, de fazan? Nu au fost niciodată în stare să participe într-o competiție. David Popovici, felicitări! Felicitări, vedeți? Lumea e plină de challenge-uri, cum ar veni. Sir Richard Branson a cheltuit în ultimii 20 de ani 1 miliard ca să fie într-un loc, să ajungă într-un loc din spațiu de unde se poate privi lumea de sus, da? Richard Branson a privit lumea de sus și a dat 1 miliard. Pim, nu dădea mai bine 100 de mii de euro și se ducea și lua niște șampanie în Nuba și în loft. Știi? Și de acolo privea lumea de sus. Să știu eu, un băiat cu 28 de euro rezolvat, el dădea filme de spațiu. Da? Cu 28, da? Și tot la 80 de metri, alti... da. Frumos! Bravo, bravo! Vedeți că tot timpul e o alternativă. Ce-o putut vedea el în alea câteva minute din spațiu? Marele zid chinezesc, oceanele, blocurile de pe frunzișului din Cluj-Napoca, s-o și sper... când au văzut construcțiile, s-o și speriat Branson și-o zis înapoi, back on the earth. Urmează în continuare să meargă și Jeff Bezos și Elon Musk de la Tesla și vor să facă turism spațial. Între timp, Victor Ponta și-a luat o Tesla de 160.000 de euro din banii noștri. Știți că noi dăm bani partidelor ca să-și facă campanie, tic-tac, să-și plătească chirii, întreținere, secretare, nu știu ce. Ponta și-a luat o Tesla. Păi oricum el își dă cu Tesla în coaie, nu cred că mai trebuia să-și cumpere încă una pe atâția bani. Cristinela Ovidiu, mulțumesc frumos pentru cafea. Ați auzit cum am sorbit?
s-a topit pe vâlul palatinal. Mă podobește, mamă dragă, Bradu. Primarul Aradului, nu știu cum îl cheamă, e în căutare disperată pentru a găsi un pom optim de Crăciun. Vrea să ia un pom înalt de 20 de metri, cu mii și mii de luminițe și beculețe, bineînțeles că din plastic, pe care să-l folosească mai multe mandate. Nu știu dacă o să mai prinde el mai multe mandate. Deci asta e preocuparea, nu? Preocuparea edililor din România. În iulie să-și găsească brad de Crăciun. Că așa e omul, așa e românul deștept. Vara își face sanie și iarna își face car. Mama lui Fuego e distrusă. Păi dacă începem din iulie să mă podobim, când mai des să podobim? Nu uitați, Popovici, mare speranță. Ce mare speranță? Un om care a confirmat, un tânăr care a confirmat la talie mondială în sport. Dar să nu uităm nici de doctorul ăla care lua 19 păgi în 10 zile. Un medic, 19 păgi în 10 zile și se ruga. Doamne Maica Domnului, Doamne Maica Domnului, dăm sănătate, dăm bani. Doamne Maica Domnului, ferește-mă de procuror și ferește-mă de boli. L-a înșurubat, X-factor, dar... Asta vreau să zic, totuși, el medic și se ruga să-l ferească Dumnezeu de bol și să-i dea sănătate. Băi, deci când se roagă așa un medic, David Popovici, să nu uităm numele ăsta, l-am putea numi copilul minune al înotului românesc. Da, dacă îi zici copil minune, te duce gândul la Fulgi. Așa că mai bine David Popovici, un tânăr așa de matur și așa de responsabil. Sau Cristian Ciocan, îl știți pe domnul Cristian Ciocan, a încălcat legea de vreo 7 ori fiind la volan și după aia a făcut scandal. Că nu-l mai bagă nimeni în seamă. Domnul Cristian Ciocan a dat tare cu pumnul în masă că cine e el, purtător de cuvânt sau nu știu ce, l-a dat afară și a doua zi l-a pus pe un post mai mic. Dar atât plătit din banii noștri. Măcar cafeaua de după pe care o primesc aici de pe buymeacoffee.com e din banii voștri și vă mulțumesc din suflet. Weekend înmiresmat să aveți. Cum sună asta, a? Weekend înmiresmat. Ne vedem săptămâna viitoare.